Articolul 464. Situații speciale privind consimțământul părinților. 1. Dacă unul dintre părinții firești este necunoscut, mort, declarat mort, precum și dacă se află din orice motiv în imposibilitate de a-și manifesta voința, consimțământul celuilalt părinte este îndestulător. Când ambii părinți se află în una dintre aceste situații, adopția se poate încheia fără consimțământul lor. 2. Părintele sau părinții decăzuți din exercițiul drepturilor părintești, oricărora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părintești, păstrează dreptul de a consimți la adopția copilului. În aceste cazuri, consimțământul celui care exercită autoritatea părintească este și el obligatoriu. 3. Persoana căsătorită care a adoptat un copil trebuie să consimtă la adopția aceluiași copil de către soțul său. Consimțământul părinților firești nu mai este necesar în acest caz.